Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună într-o călătorie fascinantă pe care dorim să o începem în seara aceasta și să o continuăm pe parcursul a mai multor seri. Dorim să venim înaintea dumneavoastră cu o serie de titani ai credinței, oameni care sunt exemple pentru noi, oameni care reprezintă un model, așa cum ne place astăzi să citim despre biografiile marilor oameni. De ce să nu aducem în atenția dumneavoastră biografiile marilor oameni ai lui Dumnezeu, care nu expiră niciodată care nu încetează să fie o sursă de inspirație pentru noi. În lunile acestea, în săptămânile acestea, aș dori să vorbim despre acești titani ai credinței și în seara aceasta vreau să vorbim despre Avram, despre care citim în Sfânta Carte a lui Dumnezeu încă de la capitolul 11, după ce sunt prezentate acele genealogii și spițe de neamuri care au venit după potop după ce Noe a ieșit din corabie imediat omenirea s-a împărțit în două, oamenii care s-au dus după Dumnezeu și după ceea ce le plăcea lor și oamenii care au vrut ca să ajungă copia lui Dumnezeu și să rămână copia lui Dumnezeu și să asculte de el până la capitolul 11 cu 27, Moise a povestit istoria întregei omeniri în Cartea Genezei. De aici înainte, raportul inspirat al Scripturii se ocupă aproape în mod exclusiv cu istoria unei singure familii, mai precis poporul ales al lui Dumnezeu. De-a lungul scripturii, celelalte națiuni, în general și în Vechiul Testament, sunt privite cu mai puțină atenție. Ele sunt luate în atenție numai atunci când vin în contact cu poporul lui Dumnezeu. Despre Avram știm, potrivit surselor istorice, că s-a născut undeva prin anul 2053 sau 2052, depinde de cronologia pe care o folosim. Numele lui Avram înseamnă tatăl unei mulțimi și potrivit altor traduceri mai înseamnă și tatăl înălțimii sau tatăl înălțat, indicând către poziția lui onorată ca strămoș al poporului ales, al poporului lui Dumnezeu. Mai târziu, numele lui a fost schimbat de Dumnezeu în Avram, care înseamnă uh, Tatăl mai multor neamuri. Numele apare în rapoartele egiptene ca acela al unui suveran a murit dintr-o cetate palestiniană, chiar pe timpul lui Avram. El apare de asemenea și într-un document cuneiform contemporan din Babilonia ceea ce arată că numele lui era unul obișnuit la acea vreme. După cum arată documentele literare și săpăturile arheologice recente, Ur din Caldea era cetatea de baștină a lui Haran, având o istorie lungă și glorioasă. Ruinele de la Ur sunt de mult timp cunoscute sub numele de Tel el Mugayar, și se află la jumătatea drumului dintre Bagdad și Golful Persic, undeva în zona Iracului. Între anii 1922 și 1934, după Hristos, o expediție de cercetare anglo-americană a fost dusă la bun sfârșit și s-a dovedit a fi printre cele mai bogate săpături din toată Mesopotamia. Mormintele regale și... Uh, acele morminte ale unei vechi dinastii au adus la iveală fabuloasele lor depozite de tezaur. Ruinele bine păstrate de case, temple și un templu turn au oferit un valoros material din care putem reconstrui istoria întreruptă a acestei cetăți, care a jucat un rol atât de important în acele vremuri. Foarte interesant este faptul că, în școlile din Ur, se învățau cititul, scrierea, aritmetica și geografia, după cum o dovedesc multe materiale și multe exerciții de școală regăsite în urma cercetărilor arheologice. Nivelul cultural înaintat din Ur, din timpul lui Avram, reduce la tăcere glasul bagiocoritor al acelora care l-au stigmatizat pe Avram ca pe un nomad ignorant. El și-a petrecut inereția într-o cetate de înaltă cultură. A fost unul dintre fiii cetățenilor bogați și, fără îndoială, a fost un bărbat bine educat. De asemenea, Avram trebuie să fi cunoscut viața religioasă din Ur, care, așa cum dovedește săpăturile arheologice, era una politeistă. Iosua chiar declara despre Terah, tatăl lui Avram, că slujea altor Dumnezei în ur, și în felul acesta suntem în situația de a recunoaște că ceilalți fii ai lui Terah făceau la fel, pentru că Rahela, soția lui Iacov, a furat idolii de la tatăl ei, Laban, care era un nepot al lui Nahor și fratele lui Avram. Este o minune că Avram a rămas neatins. De aceste influențe păgâne care îl înconjurau, având o credință monoteistă. Acum, că am aflat aceste lucruri despre Avram, că am văzut faptul că venea dintr-o cetate bogată, dintr-o cetate care era foarte sus, din punct de vedere al civilizației, putem observa că acea chemare a credinței pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Întâi tatălui său și apoi lui, pentru că a plecat împreună cu, cu tatăl său din zona caldeei, din Ur, și apoi a ajuns în Haran și din, Ar, din Haran Avram a plecat mai departe spre locurile unde i-a spus Dumnezeu. Dar este interesant de știut faptul că acea chemare a lui Dumnezeu n-a fost una ușoară. În momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe Avram prima dată prin tatăl său și apoi i-a adresat chemarea directă, l-a chemat la o călătorie lungă, riscantă, periculoasă, dar fascinantă. Așa cum mă cheamă și pe mine, așa cum te cheamă și pe tine, așa cum ne cheamă pe fiecare dintre noi să trăim viața aceasta cu pasiune, cu dorință, cu încredere și cu dorința de a descoperi lucruri noi. Așa că o mică informație Aș vrea să înțelegeți că doar prima parte a călătoriei de la Ur și până în Haran a fost foarte lungă. Nu știu dacă ați fost interesați vreodată să vedeți cât de lungă a fost această călătorie. Noi de multe ori când citim, a, a plecat din Ur și a ajuns în Haran, credem că a plecat de la Brașov la Râșnov sau de la Arad la Mișca sau, eu știu, din București până la Jilava. Nu este așa călătoria aceea pe care a parcurs-o împreună cu tatăl său, spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost destul de lungă și dacă ne uităm pe o hartă, putem să vedem că a fost undeva la 4.998,3 de mile. Deci să parcurge o distanță atât de mare, de 8.043 de kilometri, din Ur până în Haran, deci vorbim de distanță în linie, și apoi din Haran până la Berșeba, extrema de jos, este o distanță foarte mare și dacă mergem așa pe traseul acesta pe care a mers uh, Avram, descoperim câteva lucruri interesante. Prima dată, așa cum am spus, a plecat din Ur, care era undeva jos și s-a dus sus în nord spre Haran, apoi a coborât până la Berșeba, dar a urmat mai multe localități în care el s-a oprit și în care a zidit altare, i s-a închinat lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Deci a plecat singur din Haran și primul lui popas a fost la Sihem. Da? A plecat din, din Haran, a ajuns la Sihem, capitolul 12. Apoi a plecat la Betel. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram a zidit un altar. După ce s-a închinat lui Dumnezeu, a stat acolo o perioadă, spune cuvântul că a venit o foamete mare și Avram s-a dus în Egipt ca să scape de foametea aceea, de criza aceea alimentară. Și acolo a avut alte provocări ale credinței. În călătoria aceasta a credinței în care l-a chemat Dumnezeu, Avram a avut multe, multe provocări. A ajuns în Egipt. După ce a stat o perioadă acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că a plecat de acolo spre miază zi și a ajuns, știți unde? Înapoi la Betel, unde zidise altarul. Chiar foarte interesant subliniază versetul 3 și 4 din capitolul 13, Cartea Genezei. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, Până la locul unde fusese cortul lui, la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Observați că Avram a plecat în această călătorie fascinantă, grea, riscantă, dar nu l-a uitat niciodată pe Dumnezeu. Este foarte important ca în orice drum pe care îl urmezi în viață, să nu uiți pe Dumnezeu. Poate că Dumnezeu te duce la prosperitate. Poate că Dumnezeu te duce în locuri unde ești bine văzut. Poate că Dumnezeu te duce în zona succesului. Poate face să-ți prospere businessul foarte mult. Ce faci atunci cu Dumnezeu? Lași la o parte altarul, lași la o parte principiile, lași la o parte valorile. Ce faci în momentul în care Dumnezeu te aduce sus? Avram nu a uitat niciodată cine l-a chemat, nu a uitat niciodată cine este Dumnezeu și n-a uitat niciodată să construiască un altar oriunde mergea și să se închine aceluiași Dumnezeu. Așa cum am prezentat în introducere, în jurul lui, chiar în casa lui, în cetatea lui, era plin de politeism. Da? Erau politeiști cei din jurul lor, se închinau mai multor Dumnezei și Avram a zis, eu vreau să mă închin doar lui Iahve, vreau să mă închin singurului Dumnezeu care este Creatorul, care este Cel ce m-a chemat în această călătorie extraordinară. De acolo, de la Betel a plecat, știți că a avut acel moment în care s-a certat sau mai bine zis în care au apărut acele tensiuni între el și Lot, mai bine zis între slujitorii lor, nu îi mai încăpeau averile și a trebuit să plece mai departe. Și la un moment dat Avram i-a zis lui Lot, auzi, hai să nu ne certăm că suntem frați. Chiar dacă averile s-au mărit, Uite, e loc suficient pentru fiecare dintre noi. Eu sunt mai bătrân, aș avea dreptul să aleg primul, dar te las pe tine să alegi primul. Dacă tu ești stânga, eu o iau la dreapta, dacă eu o iau la dreapta, tu ești la stânga, așa mai departe. Ce vrei tu să faci, aceea faci. Ce îți alegi, eu mă duc în altă parte. Mare este pământul lui Dumnezeu și nu are rost să ne certăm pentru aceste lucruri. Cât de generos era Avram se comportă ca un stăpân, nu ca un samsar de talcioc, care se ceartă pentru 50 de bani, pentru un leu, pentru doi, pentru trei, care încearcă să apuce ce este mai bun din viața asta, să ia călcând peste valori, călcând peste caracter, călcând peste tot ceea ce înseamnă aliura și aerul de domn și prestanța pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu, a zis, eu nu mă cert lot pentru lucrurile astea. Eu nu mă cert pentru lucrurile acestea. Tu dacă vrei să o iei la stânga, iau la stânga. Dacă o ei la dreapta, o iau eu la stânga. Nici o problemă, nu ne certăm. Și Lot, când a văzut oportunitatea aceasta, a zis A, acum o să mă duc direct în Sodoma să fac niște afaceri acolo, să fac niște business extraordinare. Însă Avram de acolo a plecat. Avram de acolo a plecat și mulți creștini care cunosc bunătatea lui Dumnezeu procedează exact ca lot. În loc să vadă locul din care i-a scos Dumnezeu și să vadă experiențele noi prin care vrea să-i treacă Dumnezeu, se întorc tot la lucrurile la care au fost înainte. Avram, însă, a zis, păi, de la bogăție, de la faimă, de la renume, de la civilizație de la ceea ce putea să-mi ofere familia mea bogată, de acolo am plecat. Eu am venit aici ca să îl urmez pe Dumnezeu, am venit să formez un popor, am venit să cutreier țara aceasta pe care Dumnezeu a spus că o va da în stăpânire seminței mele și încerc să înțeleg cât mai mult din planul lui Dumnezeu. Nu mă întorc înapoi la ceea ce știu deja. Știți că și ucenicii la un moment dat, după moartea și învierea Domnului Isus Hristos, când au văzut că Isus nu mai apare, deși uh, li se arătase o dată, de două ori, de trei ori, de fiecare dată se întorceau la ocupațiile lor de mai dinainte. Și a treia oară când li s-a arătat la Marea Tiberiade, în alte cuvinte le-a spus, măi băieți, dar voi asta ați priceput? Adică și înainte cârpeați mrejile, și înainte pescuiați, și înainte făceați aceleași lucruri și vă întoarceți înapoi la aceeași gândire, la același fel de viață, la aceleași preocupări, la aceleași ținte, la aceleași scopuri, la aceleași obiective, la aceeași manieră de a face lucrurile, n-ați înțeles nimic. Și Lot n-a înțeles nimic din planul lui Dumnezeu și din chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Însă Avram a înțeles. Și de acolo, de la Betel, capitolul 13, a plecat. Așa cum spune în ultima parte a capitolului 13, la stejarii lui Mamre, lângă Hebron. Și acolo a stat mai mult, mai mult timp și de acolo a plecat la Gerar, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și de acolo a plecat la Berșeba, apoi a plecat la Muntele Moria, unde Dumnezeu i-a spus să-l aducă drept jertfă pe Isaac, și apoi s-a întors din nou la Berșeba și cam acolo a stat până când a murit și apoi a fost îngropat în peștera Macpela, față în față cu Mamre. O călătorie destul de lungă. Dacă stăm așa să calculăm foarte, foarte repede, Cred că a făcut undeva la 10.000 de kilometri Avram lejer prin țara Canaanului, dacă o să calculăm ieșirea din Ur până în Haran și apoi 8.000 și ceva de kilometri, apoi din Ur și până în Berșeba, extrema sudică și după aceea toate călătoriile pe care le-a făcut prin țara Canaanului, prin țara Filistenilor, a călătorit foarte mult. A avut multe provocări. În primul rând să iasă din Țara lui, din rudenia lui, și să adopte o credință monoteistă. Apoi a suportat foametea din Egipt și a avut provocarea aceea de a-l crede pe Dumnezeu că îl poate proteja, că poate avea grijă de el, că poate să îl apere chiar dacă era în Egipt, în țara lui Faraon. Cu toate acestea, a dat atunci dovadă de frică. Provocările credinței au fost multe pentru Avram. Dacă ne gândim mai departe, după ce a ieșit din Egipt, a, a mers împreună cu Lot, a ajuns la Betel și acolo a trebuit să facă o alegere dureroasă, să se despartă de, de nepotul său. Da, nu a fost ușor pentru Avram să facă lucrul acesta, dar a spus: Uite, dacă așa este situația, decât să trăim în tensiune, decât să ne certăm, eu merg după chemarea lui Dumnezeu, tu dute unde dorești, Lot. Apoi a venit lupta cu Chedor la Omer. Lupta aceea crâncenă, în care Avram avea numai de pierdut, din punct de vedere omenesc. Gândiți-vă, erau cinci împărați, cei care fuseseră în Sodoma, împăratul Sodomei și al Gomorei și ceilalți au fost învinși, Lot a fost luat ca prizonier, iar Avram a fost pus în situația de a merge cu 318 oșteni crescuți în casa lui să se lupte cu mii sau poate cu zeci de mii. Cine ar fi avut curajul acesta să meargă la o luptă având niște calcule atât de proaste din punct de vedere strategic? A, dacă ar fi fost asta, să fi fost o trupă de comandă cu rachete, cu pistoale, cu mitraliere, cu elicoptere, cu camere, cu termoviziune, cu grenade, cu lansatoare de rachete, e mai merge. Pentru că astea îți, îți iau din handicapul numeric. Însă, nu era vorba de așa ceva. Era o luptă corp la corp. Era o luptă cu o mulțime de oameni care erau foarte puternici, erau războinici. Cum să pleci să te lupți cu 318 oșteni ca să mai ai și nădejde să fii biruitor? Știți ce l-a făcut pe Avram să plece la luptă? Pe lângă faptul că Lot fusese luat prizonier. Credința că Dumnezeu l-a chemat și că Dumnezeu va împlini planul pe care l a pus în față și nu știa cum își va împlini Dumnezeu planul, dar știa că îl va împlini. Și aș vrea să înțelegi că în momentul în care Dumnezeu te cheamă să faci o anumită lucrare, când ai pe inimă un anumit proiect pentru binele altora, când vrei să dezvolți ceva, când vrei să te dezvolți, când vrei să împlinești un vis măreț, dacă ești convins că este de la Dumnezeu, du-te înainte și nu te mai întreba dacă Dumnezeu îl va împlini. Pentru că siguranță, cu siguranță îl va împlini în viața ta. Cum este problema lui? Și Avram a zis, Doamne, m-ai chemat la bătălia aceasta, m-ai chemat din țara mea, ai un plan cu mine, nu știu cum vei rezolva problema aceasta, știu cum o vei rezolva. Și într-adevăr, Avram s-a dus cu credință înainte și a ieșit biruitor. Cinci împărați, biruiți cu 318 oșteni. Poate că te apucă descurajarea de multe ori în viața ta și te uiți în stânga, te uiți în dreapta, nu știi cum să rezolvi anumite probleme, te copleșesc atât de tare și te apucă descurajarea, depresia, te apucă disperarea uneori. Însă, dacă te uiți la Avram, poți să înțelegi. Că atunci când ești în planul lui Dumnezeu, nu există imposibil. Nu există nu se poate. Nu există ca să nu se împlinească acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult că în capitolul 14, deși Avram are o provocare atât de mare, el pleacă în credință la această luptă și Dumnezeu i-a dat biruința. Dacă ne uităm mai departe la celelalte provocări, care au apărut în, în viața lui Avram, putem să ne identificăm cu unele dintre ele. A avut problemă că Sara era stearpă, nu puteau să aibă copii. Și astea, problemele acestea nasc multe tensiuni și multe probleme într-o familie. În momentul în care nu sunt copii, apar frustrări, apar întrebări. De ce, Doamne, ai făcut lucrurile așa? De ce nu putem să avem și noi un copil ca toți ceilalți? Mai ales că Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram că va fi un neam mare și el până la o vârstă înaintată n-a putut să aibă copii. 100 de ani el, 90 de ani Sara. Și asta a născut tot felul de animozități în familia lor și tot felul de conflicte și tot felul de tensiune. A apărut... Acea idee a sarei ca să se nască din agar, din slujnica lor, copilul făgăduinței, au vrut cumva să îl ajute pe Dumnezeu. Știți cum a ieșit? N-a ieșit deloc bine, pentru că n-au avut răbdare să-l aștepte pe Dumnezeu. Și noi acum îi judecăm foarte ușor. A, uite, vezi dacă n-a avut credință până la capăt. Dar știți? Asta îmi place mie la cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că ne prezintă oamenii cu bune și rele. Nu cosmetizează, așa cum apare Avram prin picturi, prin icoane, prin biserici, totul este cu nim de lumină deasupra capului, sfinți, 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 polișați toți, fără greșeli. N-au nicio problemă, n-au nicio confruntare, n-au nicio, nicio luptă sufletească. Ei au ajuns undeva sus, și acolo rămân toată viața și se uită la tine așa de sus și oarecum îmi spun: Dar ce e așa de greu să ajungi aici? Uite unde suntem noi, nici vorba de așa ceva. Biblia îi prezintă pe oamenii ei, pe eroii scripturii, cu bune și rele, cu biruințele și cu înfrângerile lor. E drept că pe unii dintre ei. Nu-i vorbește deloc de rău, dacă ne gândim la un Daniel, la un Iosif, dar asta nu înseamnă că n-au avut minusuri, nu înseamnă că n-au avut lupte. Și Avram a avut lupte. Și gândiți-vă cât de multe tensiuni a născut doar aspectul acesta, că n-a putut Sara până târziu să nască un copil. Apoi, după ce a venit Isaac, după ce s-a obișnuit cu el, după ce... Uh, au avut acele momente de iubire în familie, în care își pusese toată speranța, Dumnezeu i-a zis, știi ce? Hai adul ca jertfă pe, pe Isaac. N-a fost deloc ușor. Gândiți-vă și puneți-vă în situația lui Avram să fie un copil al făgăduinței, născut la o vârstă înaintată și Dumnezeu să spună, auzi, hai adul te rog ca jertfă. A apărut atât de multe frământări și atât de multe întrebări. Gândiți-vă, doar când un copil este bolnav, cât de mult suferiți mi-aduc aminte când copiii răceau sau când copiii răcesc. Cât de repede vrem să rezolvăm problema aceasta? Să-i dau și siropul ăsta și pastilele alea și tratamentul ăsta și celălalt. Să fie bine copilul, să nu sufere. Pentru că te doare pe tine ca părinte în momentul în care copilul tău suferă și îl vezi că se chinuie, te doare enorm lucrul acesta. Dar imaginați-vă ce a fost în inima lui Avram. În momentul în care Dumnezeu i-a cerut un lucru care în primul rând era condamnat de cuvântul său să nu ucizi, cum să îți ceară să-ți ucizi fiul, să-l aduci ca jertfă. N-avea nicio noimă și cu toate acestea, Avram a acceptat planul lui Dumnezeu, l-a adus pe Isaac, pe muntele Moria și era gata să îl sacrifice. De ce? Pentru că în această călătorie a credinței în care a plecat, a înțeles că toate lucrurile sunt pentru binele lui, toate lucrurile care la el nu au nicio rezolvare, la Dumnezeu au rezolvare. Știa că Dumnezeu va face un neam mare, nu știa cum va realiza lucrul acesta, dar era sigur că Dumnezeu va face lucrul acesta și de aceea a acceptat planul lui Dumnezeu și a zis: Doamne, orice ar fi, merg mai departe. Și când Isaac îi pune întrebarea aceea răscolitoare: „Auzi, tată, uite cuțitul, uite lemnele, dar unde este arderea de tot?” Avram dă un răspuns profetic: „Domnul însuși va purta de grijă.” Ba mai mult, chiar înainte să plece, Împreună cu fiul său pe munte, spune cuvântul în cartea Genezei, capitolul 22, că Avram a zis, a zis, lugilor sale, versetul 5: Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, și apoi ne vom întoarce la voi. O expresie clară a credinței, prin care Avram spune. Nu știu, mi-a cerut Dumnezeu ca să-l sacrific pe Isaac. Nu le-a spus nici slugilor, nu i-a spus nici sarei lucrul acesta. Ne vom duce acolo să ne închinăm lui Dumnezeu și știm că după ce ne vom închina, ne vom întoarce la voi. Chiar spune Scriptura că avea nădejde că Dumnezeu îl va învia din morți. Doamne, cred că în momentul acesta tu poți chiar să-l învii din morți pe fiul meu. Așa că nu mai pun întrebări, Chiar dacă mă doare, chiar dacă nu știu cum vei rezolva problemele din viața mea, eu mă duc înainte pentru că mă bazez pe chemarea ta și pe promisiunea ta. Bineînțeles că lucrurile s-au terminat cu bine, însă în acele momente viața lui Avram n-a fost deloc ușoară. Călătoria Credinței a întins Credința lui la maxim și a oferit niște provocări la emoții foarte intense. Apoi, după moartea sarei, Avram a mai avut o provocare. Să-l căsătorească pe Isaac, așa era în vremea aceea, să îl ajute să-și ia o femeie care îl va, îl va ajuta să păstreze legământul cu Dumnezeu și să formeze un neam mare, așa cum era planul lui Dumnezeu, să ducă mai departe planul lui Dumnezeu, acela de a deveni o națiune puternică. Este interesant faptul că Avram s-a încrezut și aici în Dumnezeu. Bineînțeles că pot apărea multe discuții și aici. A fost o căsătorie aranjată de Dumnezeu sau nu. Unii spun, da, Dumnezeu a aranjat această căsătorie. Dumnezeu a făcut-o să fie ca la carte. Și aș vrea să pun puțin într-o altă lumină tabloul acesta, pe care noi l-am cam idilizat un pic. L-am dus într-o sferă a romanticilor visători. Da, este adevărat că Avram a avut niște principii, după care a dorit să-l ghideze pe Isaac să-și aleagă soția. Și nu spun că este rău lucrul acesta. N-aș vrea însă să luăm situația aceasta și să facem din ea rețetă pentru toată lumea. În primul rând aș vrea să fac câteva observații. Dacă ne gândim la relația lui Isaac cu Rebecca, n-a fost una ideală. Au avut o familie disfuncțională, cu toate că Dumnezeu, așa interpretăm noi, deși e posibil să fie și un joc al circumstanțelor. Dumnezeu să uh, nu se implice în situația aceasta. E adevărat că Eliezer s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i scoată în cale pe femeia aceea, dar lucrurile pot fi interpretabile. Oare Dumnezeu a făcut-o să iasă în față Rebecca sau a venit, așa a fost o întâmplare, a fost o coincidență, nu știm exact cum a funcționat. Providența atunci. Și n-aș vrea să spun că Biblia nu este de încredere sau că rugăciunea nu este de folos în astfel de situații. Dar n-aș vrea, pe de altă parte, nici să-l băgăm pe Dumnezeu în toate planurile noastre de viață, pentru că El ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat credință, ne-a dat niște principii după care să ne chidăm viața. Întrebarea mea este dacă Dumnezeu a aranjat această căsătorie. De ce a mers atât de prost? Pentru că familia lui Isaac n-a fost una ideală în care lucrurile să meargă ca pe sârmă. Rebecca l-a mințit, l-a înșelat. Când era mai neputincios, mai slab, îi spune lui Iacov, știi ce, hai că te învăț eu cum să-l fentezi pe tatăl tău și să fur dreptul de întâi născut de la fratele tău Esau. Acum spuneți dumneavoastră, era o chestie bună? Într-o familie normală și într-o familie funcțională așa merg lucrurile? De asta pentru mine ideea asta că Dumnezeu ți alege partenerul de viață și Dumnezeu ți-l predestinează este un pic cam trasă de păr. Cu toate astea Avram a vrut să asigure viitorul fiului său și să-și găsească o soție care cel puțin să îi împărtășească valorile, convingerile, credința și să poată face casă astfel încât să zidească un popor, să zidească o națiune. Dacă ne gândim la experiența lui Avram și la biruința, la victoria lui prin credință, putem vedea că în toate aceste situații, chiar dacă Avram a dat dovadă de slăbiciune, în anumite momente, el a fost biruitor. A, putem să ne împiedicăm și să zicem, a, a scăldat-o cu minciunica. Da, câți dintre noi, din slăbiciune sau din frică, nu mințim? Câți dintre noi nu devenim fățarnici? În momentul în care cineva te întreabă clar și răspicat să-i răspunzi cu da sau nu sau să spui anumite lucruri, cum s-au întâmplat, începi să o scalzi, să o iei pe dincolo, să devii fățarnic și chiar să minți. Da, s-a întâmplat lucrul acesta. Gândiți-vă că Avram era străin și călător, era rupt de familia lui, care era abia în ur, în caldea. A venit departe niște ținuturi necunoscute. E foarte ușor să judeci și să spui, da, uite că Avram a mințit. Dar e foarte greu să vezi provocările prin care a trecut Avram. Apoi, dacă ne uităm la momentele în care uh, a avut îndoielile lui și întrebările față de Dumnezeu, Doamne, uite, mor, n-am niciun moștenitor, când o să împlinești făgăduința asta față de mine? De atâta timp mi-ai făgăduit, de atâta timp mi-ai spus că îmi vei da un fiu. Era normal, erau frământările lui, erau întrebările lui. Cu toate acestea, spune Sfânta Scriptură despre el în Cartea Evrei, capitolul 11, niște lucruri foarte frumoase pe care aș vrea să le luăm la suflet în seara aceasta. Evrei, capitolul 11, cu versetul 8 până la 10. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prima dată a ieșit cu tatăl său terah din ur, 8000 și ceva de kilometri, a mers până în Haran. După aceea, când Dumnezeu i-a vorbit direct lui, Avram a mai parcurs încă vreo 700 și ceva de kilometri. Gândiți-vă să mergi nu cu uh, mașina pe autostradă. Da, e simplu așa, dar gândiți-vă și cu mașina cât de obositor este să faci aproape 9000 de kilometri. Da, 8000 și ceva din Ur și până în Haran, apoi din Haran până la Berșeba, să faci aproape 9000 de kilometri. Și cu mașina obosești, dar să mergi prin praf, prin căldură și să înfrunți tot felul de pericole, tâlhari, hoți, criminali, pentru că erau peste tot. Însă, chemarea a fost atât de puternică și încuvințarea din partea lui Dumnezeu, încât Avram a zis, oricare ar fi pericolele, orice ar trebui să înfrunt, nu mai contează. Pentru mine este important să împlinesc planul lui Dumnezeu și să merg în această călătorie a Credinței. Și spune cuvântul că a plecat prin credință și s-a dus într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Apoi spune versetul 9, prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. El aștepta cetatea al cărei ziditor este Dumnezeu. Provocarea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este aceea de a merge prin credință înainte, acolo unde ne cheamă El, și să înfruntăm orice pericole. Dacă aceea ne cere Dumnezeu și dacă aceea este chemarea lui, nu trebuie să fie frică de nimic, nu trebuie să -ți fie frică de nicio provocare, ci trebuie să împlinești planul lui Dumnezeu. Așa cum Avram a reușit, așa poți să reușești și tu, pentru că este vorba de călătoria credinței, este vorba de acei titani ai credinței pe care Scriptura îi aduce în fața noastră. Un titan al credinței Poți să fii și tu, dacă asculți de Dumnezeu și urmezi planul lui.